Vești bune pentru 5300 de studenți bursieri de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. La sfârșitul acestei luni, tinerii vor primi pe card bursele aferente lunilor iunie și iulie. Cuantumul burselor rămâne identic cu cel primit lunar în timpul semestrului. Acestea vor fi acordate până în luna septembrie, inclusiv absolvenților, indiferent dacă aceștia au susținut sau nu examenul de finalizare a studiilor. La Cuza, cuantumul burselor este cuprins între 580 de lei și 1000 de lei. Atenție la anunțurile cu produse avantajoase la preț vândute pe internet. Mii de mame din România care au vrut să cumpere scutece pentru bebeluși mai ieftine au rămas și fără bani și fără produse. Femeile au depus plângere la poliție care îi caută pe falși vânzători de Pampers.